Bun, deci ceea ce am făcut acum este wow. Nu vine să cred nici până acum. Este ceva. Și înregistrez acum pe întuneric. Este ora 23.43. Dar am zis să înregistrez acum pentru că mi-e frică până mâine să nu mai am chat ăsta care l-am aici. Deci care idee? După cum știți unul dintre voi, Lucian a făcut un script, care importă conversiile, comisioanele din tu performant în Google Ads. Da? Deci este un script care se conectează la tu performant prin API și le import în Google Sheets. Eu am, avem nevoie de un uh, script la fel, doar că să, să importe lista de advertiser. Da? Mă interesează lista de advertiseri care sunt activi și dacă sunt eu aprobat sau nu. Da? Bun. Dar nu știu cum să fac asta. Habar nu am. Nu știu să fac scripturi. Da? Deci asta este scriptul. Și atunci eu am dat în ChatGPT. ChatGPT probabil unii dintre voi deja știți ce înseamnă. Este wow. Deci dacă încă nu, nu știți de el, trebuie e timpul să-l folosiți. Cea GPT te ajută să afli răspunsul la multe, multe întrebări. Chiar nici nu-ți imagineți la ce întrebări poți să primești răspuns cu acest ChatGPT. GPT. Din ce știu eu, Cea GPT a fost, este cum ar veni inteligența artificială. El nu-ți dă răspunsul care îl găsește pe internet. Da, el îl analizează și îți dă un răspuns inteligent, cum ar veni. Uh, cea GPT în momentul de față este construit pe datele din internet la anul 2021, deci tot ce a găsit pe internet text da, a strâns într-o bază mare de dată și pe bază, la baza asta de date el lucrează cu ea da, și se învață. Uh, dacă sunt uh, lucruri noi apărute după 2021, da, 2022 respectiv 23 el nu va ști să-ți dea un răspuns. De exemplu, dacă există o funcție nouă apărută într-un anumit program care a apărut acum în 2021-2022, 2022-2023, el nu-ți va da răspuns cu acea funcție sau acea comandă. Bun, deci care idee? Da, deci eu am uh, uh, scriptul ăsta, da, care importă, practic, conversiile prin API dintr-o performant dar mi trebuie lista de advertiser. Și eu iau, copiez codul ăsta, îl bag în GPT și zic, explică codul de mai jos, da? Și începe codul function, mi i-am dat copy-paste. Bun, și mai departe zice, acest cod este o funcție scrisă în Google Apps Script, care se conectează la o API externă, tu performant, da? Folosind URL Fitch, funcția este, da? Și el aici descrie aproape fiecare pas și zice uh, deci, deci, dacă vreți citiți aici, apoi se face o cerere de autentificare, da? deci se autentifică și după autentificare se face o cerere jet la endpoint-ul API to perform în comision. Deci aici cum ar veni este, sunt două etape de autentificare, odată trebuie să te autentifici și a doua oară deja ceri datele. Este un pic mai complicat decât uh, la ce apiuri am văzut eu până acum. Este foarte important de menționat că eu habar n-am, nu știu programare, habar nu am. Și eu am reușit cu ajutorul la GPT să rezolv această problemă până la final, o să vedeți. Bun, și mai departe zic, pot să faci același lucru, dar pentru cererea JET la endpoint Eu am legat de asta, da? De deci, după autentificare se face o cerere JET la endpoint-ul ăsta și îi spun, Pot să faci același lucru, dar pentru get la endpoint-ul, api tu pe formă Advertiser Programs și mergând un pic înainte, eu aici am făcut greșeală, eu credeam că eu de fapt vreau lista de Advertiser, adică Advertiser Programs, să o extrag, dar de fapt tot ce ține de Advertiser aici este să ai cont de Advertiser ca să ai acces la acest JET de endpoint sau cum se numește asta, da? Și el zice ce, da, putem scrie o funcție similară care să folosească o cerget la endpoint-ul ăsta, da? Și să proceseze. El mi-a dat codul, da? Deci, practic, a luat ăsta și l-a înlocuit cu noua valoare sau cu nou parametru și l-a băgat aici. Pe ăsta l-am luat, l-am băgat aici, i-am dat rulare și n-a mers. Am încercat odată, am încercat. Ia să vedem. Deci, așa, în acest exemplu, nu știu, a dau o și descriere. Și eu zic, ERROR except file, nu știu ce, truncate, RESERVER response, error, not found, da? Și eu aici, acum îmi dau seama ce greșeală era, dar practic eu vroiam ca și cont de afiliat să mă conectez la advertiser, ceea ce și aici, da? Deci în API, deci eu vroiam să mă conectez la afiliat nu aici, advertiser program. Eu credeam că asta practic îmi dă lista de uh, advertiseri, Advertiser program, dar aici de fapt e lista de afiliați. Sau ce asta, afiliați? În fine. Și aici zice, action for access in program într un format permission. Advertiser, da? Deci este permis doar pentru advertiseri. Așa. Și îi zic, și el îmi spune poți un advertiser program, da? Și el a făcut, mi-a dat cu eroare și el îmi explică care e eroarea și el zice că adresa e, este incorrectă, că poate să nu fie corecte credențialele, că nu știu ce. Și eu atunci mi-am dat seama și zic înlocuiește cu API to Performance Affiliate, da? Deci unde am eu acces ca și cont de afiliat. Advertiser Promotion. Deci m-am dus aici la Advertiser Promotion și aici iarăși nu e chiar ceea ce îmi trebuie mie, sunt promoțiile de la advertiseri. Mie, de fapt, îmi trebuie asta, Jet Affiliate Programs. Asta, Affiliate Programs. Bun. Și iar și dă, îmi dă codul și îmi dă iarăși eroare. Tot nu merge, nu știu ce. Și îmi zice aici, eroarea asta, nu știu ce. Și îi spun acum, înlocuiește cu, am văzut că la codul lui Lucian, Ăsta avea aici adăugat JSON page nu știu ce. Și am zis și eu aici, la pasul ăsta înlocuiește a, înlocuiește link-ul, da, cu ăsta. Affiliate program JSON page 1 to 50. Bine, înlocuind adresa nu știu ce, ar trebui să rezolv problema. Aceasta este o nouă cerere care vă returna o listă îmi și zice, da, deci o listă cu programele afiliate, disponibile pentru utilizatorul autentificat. Da? Deci el știe ce cer eu, deci eu nici nu i-am zis că îmi trebuie o listă, el știe că trebuie să-mi dea o listă. Bun. A, și mai există o problemă, că la un moment dat el se poate întrerupe. Da? Deci aici e clar că trebuie să continuă. Și atunci îi zici pur și simplu, zici continuă. Și e foarte mișto că funcționează și în română, dar pentru rezultate mai bune, dacă știi engleză, este bine să scrii în engleză, da? pentru că în română s-ar putea codul pe care îl scrii să nu fie foarte corect, poate să fie cu unele greșeli. Și chiar dacă ți-l dă truncat copiezi codul ăsta, copiezi continuarea la el, da? Bun, și la faza asta a mers. Da? Deci el mi-a returnat la faza asta la codul ăsta până aici mi-a uh, returnat 50 de rezultate. Și din ce am văzut eu am încercat să schimb aici în loc de 50, să pun 100, 200, 300 de, de pentru că sunt 500 de advertizeri, am încercat să bag 500. Și nu merge. Ce, orice valoare nu o schimbam aici, mai mult de 50 nu îmi dădea. De probabil este implicit sau uh, maxim sunt 50 de rânduri pe pagină poți să ceri. Și atunci ce zic mai jos? Cum afișezi rezultate de la pagina 1 la 10? Formularea asta nu este corectă, îmi pare mie. Și el zice, pentru a afișa rezultate de la 1 la 10, puteți modifica adresa urele. A, ah, da, deci întrebarea mea nu este foarte precisă. Deci eu cum afișez toate de la 1 până la 10? Și el îmi zice că în loc de 1 scrii 2, 3, 4 până la 10. Pentru a afișa de la 1 la 10 poți, puteți modifica adresa URL din cerere și include parametrul din pagina page per page. Da? Deci practic eu trebuie să înlocuiesc pagina 1 cu pagina 2 cu pagina 3 cu pagina 4. Dar ce, ce nu e ok. Da? Eu, eu vreau ca toate rezultatele să fie la rând puse, da? Și iarăși, nu știu cum să fac asta, și bineînțeles că îl întreb. El mi-a dat răspuns și zice, dar dacă vreau să afișez rezultate de la toate 10 pagini odată, da, și aici el s-a prins. Dacă doriți să afișați rezultatele de la toate cele 10 pagini într-o singură dată, puteți folosi un buclă și face mai multe cereri pentru fiecare pagină, da? și aici începe cu for, da, deci i egal cu 1 și deci este un loop, o repetare a acestor variabile, parametri sau cum se numesc astea, ca și se repetă până când i este mai mic sau egal cu 10, da? deci până la 10. Și practic acest cod eu trebuie să-l adaug la codul inițial. Mai departe eu zic că această buclă for rulează de 10 ori, fiecare era I iterație face o cerere la adresa, da? deci în loc uh, x-ul ăsta se primește că este variabil este o variabilă, da? Deci în loc de x se pune 1, 2, 3, 4 și el înșiră în continuare și zic, deci eu nu știu, a, am încercat cred că să dau codul ăsta la uh, să-l înlocuiesc cu bucata asta de cod, da? dar ceva nu mi-a mers și atunci am zis, Adaugă la codul funcțional, adică la codul de mai sus. Pentru a adăuga acest cod la codul existent, puteți folosi această buclă, for și codul. Da? Deci el practic a adăugat și mi-a dat codul întreg. Da? Deci eu pur și simplu îi dau cu copii, vin aici, și îl bag aici, pe care îi dau ran. Mai departe, i-a dat ran. Hai să vedem ce eroare mi-a mai dat. Da, deci ăsta a funcționat perfect. Și zic, mai vreau să mai adaug o coloană cu program category name da? Care e problema la categorii name? Am încercat eu să o adaug manual, doar că la categorii name este o variabilă. Aici e filtre, nu? Aici. Mai jos. Categorie, vezi? Deci asta e categoria. Deci asta este program, cum ar veni field program și sub uh, uh, sub rânduri, sub capitole, cum să zicem așa, da? Deci program ID, program slug, program name, da? Dar ăsta e ceva. Ăsta este category name și pleacă de la metadata. A, nu, uite la asta, da? Deci este category, nu este program, dar este category name. Program category name. Și eu i-am băgat acolo categorii și iarăși nu mi-a mers. Și atunci îi zic, adaug o coloană cu program categorii name. Și el ba, 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 ba mi-a dat. Și aici... A, uite, vezi, la fel. S-a oprit aici și mai departe n-a vrut să meargă și am mers mai departe. Și te vezi, aici este diferența. Categorii name. Eu îi băgam program, unde e ce codul ăsta? Mai adăugam încă un în rând și aici în loc de aici rămânea programs și aici băgam categorii sau nu mai știu ce băgam și nu mergea. Și aici de fapt este tot programs.category.name, da, deci merge cu un pic mai departe. Deci am adăugat codul ăsta și perfect a mers. După asta am încercat eu să mai adaug list of product feed. Eu aici aș mai vrea să adaug la această listă să adaug uh, uh, link-ul la feed dar nu găsesc eu aici așa ceva și probabil că nu știu o să mai caut, dar deocamdată n-am găsit. Dar nu-i problema asta, principal că ce mi-a dus aici, da? Și mai departe. Adaug o cu list of product, nu știu ce, asta iarăși nu mi-a mers. Type error, da, deci mi-a dat cu eroare și îmi zice nu știu ce și zic mai departe. Adaug o culoană affiliate request status, da, adică vreau să știu care este statusul meu în această, în, la acest advertiser. Da? Deci aici am lista cu sunt acceptat, nu sunt acceptat, deleted, no affiliate request, adică n-am cerut request pentru ce-o fie acolo. Nu știu, oricum, deci asta ce scrie el aici, no affiliate, habar nu am, el singur a scris-o. Eu zic că adaug colana affiliate status, da? pentru a adăuga nu știu ce și el începe aici, bam, 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 bam. E, și dacă până acum el a băgat foarte simplu, deci a băgat program category name, update at, nu știu ce, status, e aici la um, affiliate request e mai complicat, pentru că există if, deci dacă affiliate request target cel set value affiliate status, else target cel este nou affiliate, adică dacă nu găsește Așa îmi dau, trece mie prin cap că a început să mă percep și eu un pic. Dacă nu găsește status, pur și simplu treci nou affiliate request. Da? Și aici foarte bine face exact ceea ce vreau. Aici la nou feed available, deci nu am găsit, încă urmează mâine să văd, poate reușesc să găsesc ceva. Și aici a făcut perfect, da? Mai departe. Gata. Deci până aici. Și acum eu am rezultatul exact aici cu 534 de rezultate și eu dacă mă duc aici hai să ne întoarcem aici și să le ștergem sper să nu-mi dea cu eroare acum că nu are de ce să-mi dea dar știi cum când vrei să arăți ce ai făcut îți dă cu eroare le ștergem pe toate dar deci suntem în fila import mergem aici și dăm uran Și el când în exemplu lui mi-a dat aici, eu i-am cerut de la 1 la 10 și 10 valori aici, sau nu mai țin minte cum, da, aici era 10 per page. Și eu tot i-am băgat aici 20, 30, 50, aici 50 am schimbat și tot nu făceam, făcea decât 140 de rezultate și pe am văzut valoarea aici era 10 și m-am gândit că asta este legată cu în valoarea asta și atunci am modificat-o în 50 după ce am modificat-o în 50 a mers. Și acum la acest script eu pur și simplu trebuie să-i adaug un uh, trigger de ăsta da? să ruleze zilnic, de exemplu, la ora 3 de noapte 4, dacă nu este așa de mare nu este atât de mult uh, serverul încărcat. Da? Și mie mi este suficient să actualizez acest, uh, această listă odată pe Si Și ne întoarcem la în foaie, da, și vedem că totul este complet. Uite, acum sunt 534, nu știu câte erau, cred cât că erau 530, nu mai știu exact. Da, deci, practic, aici sunt toți advertizerii și sunt toți advertizerii activi în momentul de față, da? În momentul în care un advertizer nu este activ, el îl scoate și pe mine Asta mă interesează foarte mult, da? Pentru că eu când fac actualizări pe site, pe mine mă interesează să fac actualizări doar la advertizerei activi, da? Și înainte cum făceam chestia asta? Făceam cu ajutorul paginii, paginii de eroare, că pagina nu mai este disponibilă. După ce au modificat ei pagina, au făcut și un, și un criteriu. Nu pot să ai mai multe clicuri pe linkul respectiv. Dacă depistează ei acolo, nu știu, 10, 20, 30 de accesări către linkuri de astea, de afiliere, ei te blochează. Zice că ai depășit limita. Și atunci nu putem face verificarea respectivă. Da? Și atunci trebuie să găsesc metoda asta. Bun, deci cam asta este cu chat GPT și cu scriptul, da? Deci, practic, uite și tu, deci tot ce e aici, eu habar nu am ce scrie aici. Și cu toate acestea funcționează. Foarte tare.